Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii ZF Real Estate by Storia.ro. Sunt Ioana Matei, sunt jurnalist Business Magazine, iar alături de mine se află de această dată Cosmin Savu Cristescu, Managing Director la Redport Capital. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți alături de noi prin Zoom de data aceasta. Salut, bună, vă mulțumim pentru invitație. E o onoare să fim într-o emisiune de un asemenea prestigiu. Și noi ne bucurăm să fiți alături de noi, mai ales că ne veți povesti despre un proiect foarte interesant, recent anunțat. Dar înainte să intrăm în detalii despre acesta, aș vrea să ne povestiți mai multe despre istoricul companiei pe care o reprezentați. Da, mulțumim pentru această oportunitate. Proiectul, de fapt, este proiectul companiei noastre, Redport Capital, un grup de companii care a pornit în anul 2016 cu interes primordial către piața imobiliară, la început construcții, consultanță și ulterior dezvoltări imobiliare. În calitatea noastră de dezvoltatori am identificat potențiale dezvoltări în zona Dămăroaia Străulești în anul 2017 și în anul 2018 am început primul nostru proiect de dezvoltare imobiliară sub brandul The Level Apartments, care între timp a crescut și a ajuns la un proiect multifază de dimensiuni însemnate. Astăzi proiectul The Level înseamnă aproximativ 600 de locuințe ce sunt dezvoltate în 4 faze, din care prima fază a fost livrată în 2020, a doua fază tocmai ce a fost livrată, The Level 2, The Level faza 2 a fost livrată anul acesta. Chiar zilele trecute am avut inaugurarea clădirii împreună cu presă de specialitate, împreună cu clienții, cu echipa de proiect și cu toți cei implicați. Ocazie cu care am lansat și faza a treia, proiectului The Level, care va începe în toamna acestui an, și am anunțat faza a patra a proiectului The Level, care va începe până la sfârșitul anului viitor. Astfel încât până la finalul anului 2026 proiectul The Level să aibă toate cele 600 de locuințe livrate. În plus, față de locuințele din cadrul The Level, avem și spații de birouri, spații comerciale, spații de servicii, în principal spații de tip destinație cu servicii sau retail pentru rezidenți. Mai departe, compania noastră a anunțat încă din anul 2021 un parteneriat cu domnul Dan Viorel Șucu, proprietarul grupului MobExpert, alături de care am achiziționat de la OMV Petrom o suprafață însemnată, aproximativ 44.000 de metri pătrați, terenuri din jurul Petrom City, de pe Bulevardul Petroliștilor și șoseaua Străulești. Pe acele terenuri am desfășurat două exerciții, unul de master plan și altul de concept design pentru viitorul ansamblu care se va dezvolta sub brandul Infinity Nord. Este un concept lucrat împreună cu o casă de arhitectură internațională, Design International, care are birouri la Londra, la Milano, la Abu Dhabi și care ne-au dat tot suportul și de la care am luat tot know-how pentru un proiect de regenerare urbană de dimensiuni mari. Putem să dăm și detalii despre fiecare proiect în parte. Ele deja au apărut în presă pe parcursul ultimilor ani, dar cu mare bucurie vi le pot spune și dumneavoastră acum. Da, păi vă voi întreba și detalii, dar în primul rând aș vrea să vă întreb de unde e interesul pentru această zonă și vă întreb așa și dintr-o perspectivă personală, pentru că și eu locuiesc în acea zona Bucureștiului și mi se pare că se dezvoltă foarte mult în ultimul timp și se anunță multe proiecte. Este un loc în care nici traficul nu este atât de aglomerat încă, există și o stație de metrou care arată foarte bine, chiar acolo la Străulești. Cum ați ales dumneavoastră ca dezvoltatori să mizați pe această zonă a Bucureștiului?
Întrebarea asta ne-a mai fost pusă și noi spunem de fiecare dată cu sinceritate că a fost un proces foarte simplu. Ne-am uitat pe harta Bucureștiului, ne-am uitat pe harta sectorului 1 a zonei de nord și am observat în perioada 2015-2017 un interes foarte, foarte mare pentru Bulevardul Expoziției și zona Romexpo, piața presei libere în general. Devenise în acea perioadă un punct fierbinte în care se anunțau tranzacții cu terenuri mari și pe care se anunțau proiecte, în special de office sau de comerț format mare, din ce în ce mai serioase și unele dintre ele chiar au devenit realitate între timp. Concentrându-ne atenția asupra acelei zone, am descoperit cu oarecare uimire o zonă adiacentă, zona Dămăroaia, șoseaua Străulești, pe care erau foarte multe terenuri nedezvoltate. Evident, efectiv terenuri virane, neacoperite de niciun fel de construcție și din aproape în aproape am identificat acest tip de potențial al zonei. La momentul la care noi am anunțat proiectul The Level faza 1, în această zonă nu se mai construise nimic de dinainte de criză. Ultimul proiect cred că s-a finalizat prin 2006 și rămăsese oarecum o zonă a Bucureștiului fără o destinație urbanistică clară. E o zonă care acum 30 și ceva de ani era zona logistică, transporturi, a fabricilor din interiorul orașului București. O zonă care părea odată cu lansarea Petrom City să se îndrepte către un pol de office, dar care de la criză a rămas fără niciun fel de destinație și fără niciun fel de perspectivă. Și atunci, prin eforturile, iterațiile noastre de dezvoltare imobiliară succesivă, credem că i-am dat și urmează să-i conturăm și mai puternic o destinație urbanistică de rezidențial mixt, o zonă în care să se contureze comunități, în care să se dezvolte proiecte moderne în area upper middle și premium a clienților care caută rezidențial în zona de nord a Bucureștiului, în sectorul lui. Păi asta voiam să vă întreb și eu, dacă credeți că în viitor va fi acesta noul nord, că acum sper să nu mă înșel, e un pic înspre nord-vest, să spunem, dar mă întreb dacă va fi noul nord din punctul de vedere al prețurilor și al tipului de dezvoltări imobiliare de acolo și al lucrurilor ce se vor construi odată cu aceste proiecte rezidențiale. Presupun că se va dezvolta și zona într-un alt fel. Vor veni poate și mai multe firme care se vor muta în clădirile de birouri, probabil și mai mulți retaileri. Cum vedeți peste ani acea zonă? Orice dezvoltare de zonă depinde foarte mult de calitatea dezvoltatorilor implicați, de viziunea acestora asupra proiectelor pe care urmează să le edifice și evident să le tranzacționeze în zona respectivă. Din punctul nostru de vedere, noi am încercat permanent să livrăm produse cu cel puțin o clasă de calitate peste prețul solicitat. Practic, în momentul de față, toate proiectele noastre sunt gândite ca proiecte premium, premium plus și sunt scoase la vânzare într-o categorie de preț de tip medium plus, upper middle. Dacă analizăm din această perspectivă și dacă ceilalți dezvoltatori din zonă vor targeta și vor împărtăși viziunea noastră, ne uităm ca în 10-15 ani acea zonă să fie dezvoltată în zonă de premium, premium plus și prețul să se alinieze în consecință. Nu știu dacă putem să comparăm acea zonă cu șoseaua Nordului sau cu Floreasca sau cu Primăverii, dar evoluția în timp pare să atragă în zonă o categorie superioară de clienți.
cu venituri medii înalte, chiar cu venituri mari, și modul în care am gândit proiectele noastre, modul în care proiectele noastre pot avea o influență asupra proiectelor din jur, pare să confirme deja acest lucru prin calitatea produselor, clădirilor, unităților pe care deja am livrat-o în ultima perioadă. Eu și ceilalți locuitori din zonă, cu siguranță ne bucurăm să auzim asta. Dar spuneți-ne mai multe detalii despre aceste proiecte, atât despre cele pe care le-ați livrat deja. Sunt curioasă cam care sunt suprafețele și ce înțelegeți dumneavoastră prin premium. Și apoi vom trece și la discuția în perspectivă despre proiectul recent anunțat. Dar spuneți-ne mai întâi cum ați gândit atunci când ați intrat pe piață cu Level, cum ați gândit acest concept și cum a evoluat în timp, odată cu celelalte faze ale dezvoltării. Un produs premium trebuie să reflecte acest nume sau acest apelativ în toate elementele sale constitutive. Atunci când discutăm de fațadă integral ventilată, atunci când discutăm de sisteme sustenabile de iluminat pe zonele comune, atunci când discutăm de sistemele de încălzire și respectiv climatizare ale locuinței care sunt la cel mai înalt standard de încălzire în pardoseală, aer condiționat inclus cu sistem de unități exterioare și unități interioare duct în scafele de gips carton, atunci când discutăm despre elementele tehnice ale clădirii, cum sunt lifturi de marcă internațională, capacitate mare, viteză mare, consum redus de energie, atunci când discutăm despre amenajarea spațiilor comune, amenajarea spațiilor interioare, toate cu finisaje de cea mai bună calitate, finisaje ceramice, finisaje de piatră naturală, mărci internaționale de prestigiu, cum ar fi marații, cum ar fi porțelanosa, elemente de obiecte sanitare, roca sau nocă în robinetărie, mărci cum sunt hansgrohe, toate aceste elemente însumate, la sfârșit dau calitatea produsului care poate fi categorisit ca un produs premium. Mai departe, în clădirile noastre ne uităm și la alte elemente de tip smart, elemente de tip smart house, de tip smart building, iar în cazul Infinity Nord, chiar de un sistem smart city pentru întreg ansamblul. Toate aceste elemente, atenția noastră la detalii, soluțiile noastre de design și de execuție, mărcile producătorilor pe care îi accesăm pentru a ne livra aceste soluții, conduc către un produs de tip premium. E posibil chiar să putem defini produsul ca un produs de tip luxury dacă îl comparăm cu alte produse de tip premium din piață. Dar nu avem aroganța asta și lăsăm într-un final clienții noștri să decidă ce tip de produs au primit în realitate. Înțeleg. Dar spuneți-mi cum stau lucrurile în materie de suprafețe. Ce opțiuni au clienții care vor să cumpere locuințe în aceste ansambluri construite de dumneavoastră până acum și în viitor? În ultima perioadă, piața s-a așezat pe mai multe paliere de compartimentare, pe mai multe paliere de suprafețe. Avem în proiectele noastre toată gama de compartimentări, de la compartimentările de tip garsonieră la cele de studio, de apartamente cu un dormitor, adică două camere, cu două dormitoare, adică trei camere, cu trei dormitoare, adică patru camere sau unități cu mai multe dormitoare, de obicei la ultimul etaj al clădirilor, așa numitele penthouse. Penthouse, Din punct de vedere al suprafețelor, suprafețele vin să
răspundă unui mix de nevoie de suprafață, de definiție legală a suprafețelor dintr-un apartament sau dintr-un studio și dintr-o posibilitate a clienților finali să achiziționeze produsul într-o anumită gamă de preț. Atenția cea mai mare pe care o acordăm este modul în care suprafețele total construite se traduc în suprafețele construite ale apartamentelor și modul în care suprafețele construite ale apartamentelor se traduc în suprafață utilă, de o asemenea manieră încât să putem da clienților noștri cel mai bun raport între suprafață utilă, suprafață construită și suprafață construită totală a clădirii. Și aceste rații urmărite în toate proiectele noastre pot fi identificate și pot fi analizate. Ne mândrim să spunem că suntem într-un optim al acestor proporții. În mod tradițional, o unitate de tip studio se încadrează în aproximativ 50 de metri pătrați utili. O unitate de două camere, adică cu un dormitor, se încadrează între 70 și 75 de metri pătrați utili. Suntem, credem, printre puținii din zonă care oferim apartamente cu două camere și două băi. Apartamentele cu trei camere se încadrează între 82 și 88-90 de metri pătrați utili. De asemenea, oferim un standard de confort în sensul că pentru trei camere oferim și trei băi, două băi principale și o a treia baie secundară și așa mai departe. Deja când intrăm în compartimentări sau în suprafețe de unități cu patru camere sau mai multe, deja paleta de suprafețe este foarte, foarte mare. Foarte interesant și să știți că cei care ne urmăresc de obicei sunt foarte curioși și de prețuri, mai ales în contextul actual de piață. Ne puteți da câteva exemple? Să spunem că, de principiu, apartamentele de tip studio s-ar încadra sub o valoare de 100.000 de euro plus TVA. Avem și studiouri mai mici, care sunt în jur de 80 și ceva de mii de euro plus TVA. Apartamentele de două camere ar fi între 105-110 până în jur de 120-125 de mii de euro plus TVA, în funcție de tipul, numărul de băi, suprafața efectivă, așezarea în cadrul clădirii, atât din punct de vedere al perspectivei, cât și din punct de vedere al etajului. Iar apartamentele cu trei camere încep de la 140 de mii de euro plus TVA și continuă până la limite nu foarte precise de preț, pentru că aici apar de obicei cele mai multe modificări, customizări din partea clienților. Aș spune până în jur de 170-180 de mii de euro plus TVA. Dar presupun că un penthouse costă mai mult de atât, nu? Mă refeream la apartamentele cu trei camere, respectiv apartamentele Da. cu două dormitoare și trei băi. Și să stabilim și plafonul așa cel mai de sus. Cât poate să coste un penthouse în Nu București noi? există un Nu există prag, nu? plafon de sus. Clienții pentru trei dormitoare sau mai multe și clienții de penthouse sunt clienți pentru care bugetul e mai puțin important. Cel mai important este dimensiunea, structura, compartimentarea și mai ales finisajele. Și mai important decât finisajele, posibilitatea, capacitatea dezvoltatorului de a asigura clientului final posibilitatea să își fixeze singur finisajele, să își implice un designer de interior și așa mai departe. Și atunci aici suntem într-o zonă cu foarte puține unități și cu o plajă mare de prețuri, pentru că customizarea lor este foarte variată. Dar putem să spunem că penthouse-uri în proiectele noastre pot însemna sute,
sute de mii bune de euro plus TVA. Bun, spuneți-mi acum câteva particularități ale proiectului pe care l-ați anunțat recent, care este valoarea investiției în acest proiect, în câte faze este gândit să fie dezvoltat și ce îl face atât de special, dincolo de suprafață și de zonă. Proiectul Infinity Nord pe care l-am anunțat luna trecută este înainte de toate un proiect de renovare urbană. Practic pe niște terenuri care de zeci de ani de zile au fost doar niște terenuri virane, propunem un proiect mixt cu elementele cele mai multe majoritare de rezidențial, dar și cu elemente de retail servicii. El e un proiect, să-i spunem așa, novator din foarte multe puncte de vedere. Pe parcursul achiziției terenului și pregătirii masterplanului și a concept design-ului au apărut și niște modificări legislative de tip Near Zero Emission Building, politica Uniunii Europene, care au trebuit luate în calcul. Și astfel e un proiect sustenabil, e un proiect green, e un proiect smart, e un proiect mixt, e un proiect de dimensiuni mari. Sunt aproximativ 200.000 de metri pătrați construiți total, incluzând și subsolurile. E un proiect cu zone foarte mari de retail, o zonă foarte mare de retail tradițional cu retail de food, servicii pentru rezidenți, fitness, ospitalitate și un alt retail de dimensiuni mare de tip mall medical cu clinică medicală, clinică stomatologică, farmacie non-stop. E un proiect poziționat în imediata proximitate a sediului central unei dintre cele mai mari companii din România. Da. Este un proiect poziționat în proximitatea unei școli internaționale de prestigiu, Deutsche Schule Bucharest, care este cea mai importantă școală pentru vorbitorii de limbă germană. E un proiect într-o zonă nouă a Bucureștiului, într-o zonă care nu a mai apărut până acum pe harta dezvoltărilor, care se află în proximitatea unor centre comerciale de prestigiu, în proximitatea unor facilități de învățământ, unor facilități medicale importante, cu un acces facil în afara Bucureștiului pe centură, pe viitoarea centură 0, pe drumul național 1 sau pe autostrada A3. Are toate elementele constitutive pentru a fi un proiect de mare succes. Modul în care îl tratăm, faptul că am implicat o casă internațională de arhitectură, nu dintr-o aroganță față de arhitecții locali, Doamne ferește, ci pentru că un proiect de asemenea dimensiuni are nevoie de o echipă complexă în procesul de proiectare. Și atunci o casă de arhitectură internațională, pe lângă faptul că lucrează astfel de proiecte de dimensiuni mari și foarte mari, destul de frecvent, de câteva ori pe an, în diverse colțuri ale lumii și în felul ăsta a acumulat experiență în tratarea lor, vine la pachet și cu o echipă multidisciplinară. Vine la pachet cu o echipă de sustenabilitate, vine la pachet cu o echipă specializată de amenajarea spațiilor verzi, o echipă specializată pe elemente de smart house, smart building sau smart city, echipe specializate de branding, de marketing, de certificare LEED și BREEAM și așa mai departe, de o asemenea manieră încât să își dea din plin plusul de valoare în conceptul proiectului, care se va traduce într-un final într-un produs superior, în primul și în primul rând pentru consumatorul final, către client, către viitorul locuitor al proiectului respectiv. Înțeleg. Și din ce am citit, investiția totală în acest proiect va fi de 150 de milioane de euro. Aceasta este investiția estimată. Este o investiție estimată pentru o perioadă de 6-7 ani de zile, din începând cu sfârșitul acestui an, începutul anului viitor. Un proiect care se va desfășura în patru faze,
care va însuma aproximativ 1200 de locuințe și aproape 10.000 de metri pătrați suprafață de spații comerciale, servicii și altele asemenea. Dar spuneți-ne cum stau lucrurile cu autorizațiile, că majoritatea dezvoltatorilor pe care i-am avut invitații în acest proiect au spus că încă nu au primit autorizațiile de construcție. Cum stau lucrurile în cazul dumneavoastră, că ați anunțat că demarați proiectul la toamnă sau la începutul anului viitor? Ce zice primăria din București despre asta? Noi am finalizat master planul anul trecut și anul acesta am finalizat concept design-ul. De aici încolo intrăm în procesul efectiv de autorizare. Procesul efectiv de autorizare înseamnă obținerea certificatelor de urbanism și ulterior a proiectului urbanistic de detaliu sau al PUZ-ului. Acestea sunt niște proceduri începute în care există niște termene legale pe care le-am prins în graficul nostru de dezvoltare și pe care ne așteptăm să fie respectate de către autorități în condițiile în care, din punct de vedere urbanistic, proiectul nostru îndeplinește toate cerințele din actele care definesc terenurile. Acum, ce o să vă spun peste 3 luni sau peste 6 luni de zile, n-am un glob de cristal ca să prevăd ce urmează să se întâmple, dar ca politică generală, compania noastră, lucrând în proiecte medii, mari sau foarte mari, analizează permanent care sunt condițiile legale cu privire la terenurile pe care le avem în proprietate, pe care le avem în dezvoltare și pe baza acestor condiții legale facem și propunerile de dezvoltare. Dar că tot ați menționat globul acesta de cristal, spuneți-ne cum vedeți dumneavoastră evoluția pieței din ultimul timp, pentru că s-a vorbit despre o încetinire a numărului de tranzacții, mai ales pe segmentul rezidențial, s-a vorbit despre, nu știu, o lentoare în felul în care clienții aleg să mai investească în locuințe în ultimul timp. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru și cum credeți că va influența prețurile? Sunt două elemente, sau al doilea element stă în exact ultimele cuvinte ale întrebării dumneavoastră. Haideți să lăsăm un pic evoluția prețurilor și să o facem o întrebare de sine stătătoare. Ok, haideți. Piața și nu doar piața de real estate sau nu doar sub piața de rezidențial, în ultimii ani a cunoscut niște modificări, niște suișuri, niște coborâșuri marcate de evenimentele importante, nu doar la nivel local sau național, ci la nivel planetar. Prin urmare, e normal, de anumită manieră, ca piețele să se modifice atunci când discutăm de o pandemie, atunci când discutăm de un război la graniță și toate celelalte elemente pe care le cunoașteți. Asupra proiectelor noastre și politica companiei noastre este să analizăm ce se întâmplă în nișa pe care operăm și cu clienții cărora ne adresăm. Suntem de părere că această categorie de clienți, această categorie mediu superior sau premium de clienți cărora ne adresăm, e o categorie de clienți care are nevoie de produsul nostru. Avea nevoie și ieri, are nevoie și astăzi și va avea nevoie și mâine și poimâine. Din acest punct de vedere, proiectele noastre și-au găsit și își găsesc în continuare clienți, ba mai mult își găsesc clienți și pe viitor, pentru că avem cereri însemnate sau avem chiar documente încheiate cu clienți de-ai noștri, din care rezultă că dacă începe proiectul, în momentul ăla se și semnează un număr important de contracte sau antecontracte de vânzare. E oarecum normal ca în perioade mai puțin clare, mai puțin predictibile, proiectele bune să devină și mai bune și proiectele mai puțin bune să devină proiecte mai puțin viabile din punct de vedere al pieței, din punct de vedere economic. Dar din punctul nostru de vedere,
proiectele noastre merg înainte, clienții noștri își doresc produsele, clienții noștri apreciază produsele și clienții noștri așteaptă produsele viitoare pe care le-am anunțat. În ceea ce privește prețul, poate că suntem un pic împotriva opiniei generale sau poziția noastră e că prețul nu are de ce să scadă pentru că prețurile actuale nu sunt decât o reflecție a pieței construcțiilor, atât a materialelor de construcții cât și a lucrărilor de construcții în general. Prin urmare, atâta vreme cât prețul de edificare nu ne permite să coborâm prețul de vânzare, nici nu putem să facem acest lucru. Și atunci așteptarea noastră este ca prețurile nu doar să nu coboare, dar pe măsură ce piața construcțiilor, piața materialelor de construcții, piața manoverei continuă să crească într-un ritm al lor propriu, foarte probabil și prețurile locuințelor vor mai crește. Cel puțin pe segmentul nostru, cel puțin pe segmentul care implică materiale de construcții deosebite, soluții tehnologice inovatoare, al căror preț nu are cum să se diminueze. Prin urmare, produsul final nu vedem cum poate să scadă din punct de vedere al prețului de vânzare. Deci ați spune că ar fi mai degrabă afectată piața mass market, clienții care caută un alt tip de locuințe, poate locuințe un pic mai ieftine. Noi nu operăm pe, pe acel segment, pe acea piață, sectorul 1 și nordul Bucureștiului, de principiu, până definiție, nu sunt zone pentru astfel de produse. Probabil pe fondul inflației, probabil pe fondul creșterii dobânzilor la creditele ipotecare, probabil în proiectele care sunt mai dependente de credit ipotecar și nu doar de credit ipotecar per se, ci de un cuantum important al creditului ipotecar în valoarea totală a tranzacției, e posibil că acolo să observăm niște volume mai scăzute de tranzacționare și poate niște politici comerciale mai agresive din partea dezvoltatorilor în sensul aplicării unor discounturi ca să recupereze eventual un volum mai scăzut de tranzacții. Dar nici pe acele piețe nu știu să, sau nici pe acele produse nu știu să se construiască cu alte soluții tehnice decât cele cu care construiește toată lumea. Structura de rezistență se construiește cam din aceleași materiale. Prețul fierului, prețul betonului și prețul manoperei nu au făcut decât să crească în ultimii 2 ani de zile. Toate materialele de închidere a învelopei exterioare, toate materialele de instalații și toate materialele de finisaje de asemenea au cunoscut și fluctuații importante de stocuri și de prețuri sau de termene de livrare. Prin urmare, nici acolo nu vedem foarte multe elemente pentru scăderea prețurilor finale. Înțeleg. Și sunt curioasă cum ați descrie dumneavoastră oportunitățile pentru investitori, fie ei mici sau mari. Este perioada aceasta bună pentru a investi în imobiliare sau dimpotrivă? O investiție în imobiliare de fiecare dată este o idee bună din perspectiva retenției de valoare odată și din perspectiva creșterii de valoare pe termen mediu lung și foarte lung pe de cealaltă parte. Investiția în imobiliare e o investiție care, spre deosebire de, nu știu, investiția în acțiuni sau investițiile mai exotice de tip cripto, imobilele nu vor avea niciodată valoare zero. Poate la un anumit moment de piață, pentru 6 luni, un an, 2 ani de zile, cum a fost la criza din 2008, poate că nivelul de lichiditate va fi mai scăzut sau foarte scăzut. Dar ca valoare imobililor să devină zero, cum ar putea să devină valoarea unor acțiuni la bursă sau valoarea unor criptomonede, nu s-a întâmplat și nici nu se va întâmpla lucrul ăsta vreodată.
În România, în special, produsele de tip rezidențial au o valoare foarte bună. Prin analiză comparativă cu piețe din prejur sau cu piețe europene mature, prețul nostru pe metru pătrat la fiecare palier, atât mass market, cât și middle, cât și premium, cât și luxury, este net inferior țărilor din Uniunea Europeană. Uneori diferențele sunt de la 1 la 10 ca și factor de multiplicare. Modul în care România se așează în Uniunea Europeană, modul în care economia românească performează în ultimii 15, 10, 5 ani de zile și cum sunt proiecțiile că va performa pe viitorii 5, 10, 15 ani de zile, o investiție în imobiliare și o investiție în rezidențial nu poate să fie decât o investiție câștigătoare. Chiar și în condiții de incertitudine, cum se întâmplă acum, probabil că direcția va fi doar în sus după ce trece această perioadă. După cum ne uităm istoric, perioade de incertitudine apar. Fie apar ciclic, fie apar din condiții, din evenimente geopolitice sau globale. Marea majoritate, dacă nu toate, acestor evenimente au venit, au stat o perioadă în conștiința noastră a tuturor și apoi au plecat și ne-au lăsat să ne vedem în continuare de treburile noastre. Asta se va întâmpla și în continuare. Bine, păi vă propun să încheiem cu acest mesaj. Vă mulțumesc mult că v-ați făcut timp pentru discuția cu noi, domnule Savu Cristescu. Și noi vă mulțumim pentru invitație, pentru oportunitate de a face o scurtă istorie a companiei noastre și o prezentare a produselor și sperăm să ne auzim în curând atunci când vom face lansări de produse noi sau lansări de faze ale proiectelor noastre. Răzvan, vă Asta mulțumim! voiam să spun și eu, că sper să ne vedem pe șantier la toamnă, mai degrabă mai devreme decât mai târziu. Numai bine și mult succes și vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi și de această dată. Ne vedem în curând la o nouă ediție a emisiunii ZF Real Estate by Storia.ro.